calitate, eficiență, performanță, în care beneficiarea contractului este Primăria Municipiului Târgu Jiu. Avem și un partener în acest proiect, Consiliul Județean. Este un proiect binevenit pentru tot ceea ce se întâmplă astăzi în instituțiile publice. Vorbim de calitate, vorbim de eficiență și vorbim de performanță în activitatea pe care o desfășoară angajații din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. În afară de angajați, beneficiarii ai acestui proiect vor fi și 30 de aleși locali și personal din instituțiile publice locale, dar beneficiarul direct al întregului acest proiect este cetățean. Și din acest punct de vedere, trebuie să fim încântați de faptul că după ce se va finaliza acest proiect, cetățenii vor beneficia de serviciile noastre în condiții mult mai bune. Obiectivul general al acestui proiect este optimizarea proceselor orientate către cetățeni, către cetățenii municipiului Târgu Jiu, prin introducerea sistemelor și standardelor comune în administrația publică locală. Obiective specifice, îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor pentru cetățeni. Eu trebuie să mulțumesc managerului de proiect pentru tot ceea ce a realizat până în acest moment. Mulțumesc, doamna Corina. Mulțumesc echipei dumneiei cu care a lucrat pentru acest proiect și sunt convins că după cele 16 luni în care se derulează acest proiect, vom avea posibilitatea să acordăm servicii de înaltă calitate, nu că nu le-am acordat până în acest moment, dar de înaltă calitate tuturor cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Vă mulțumesc! O să rog partenerul nostru în proiect, reprezentat de domnul Ionel Dobre, să spună câteva cuvinte despre rolul dumnealor ca partener în acest proiect. Bună ziua! Consiliul Județean Gorj a intrat în acest parteneriat din dorința de a împărtăși experiența proprie în implementarea instrumentului medie de calități. Noi am avut deja implementat un proiect în implementarea unui instrument cadru comun de autoevaluare a instituțiilor publice și prin acest proiect încercăm să sprijinim și Primăria Târgu Jiu să realizeze acest instrument. Suntem o părticică din sprijinul pe care Primăria îl primește pentru realizarea acestui proiect, având și alte servicii specializate. Sperăm că expertiza noastră îi va ajuta să realizeze ceea ce și-au propus, un serviciu calitativ la primărie. Pe scurt, câteva date despre proiect, mai degrabă date tehnice. Proiectul este finanțat prin programul operațional Capacitate Administrative. Obiectivul general și obiectivele specifice au fost prezentate de domnul primar. Ca beneficiari, avem 4 instituții, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Direcția Publică de Protecție Socială, Direcția Publică de Venituri și Direcția de Patrimoniu ale Consiliului Local, în care se vor implementa noile standarde ale ISO 2001, respectiv cele de 2015. În cazul primăriei va fi reactualizat vechiul standard, iar pentru direcții vor fi implementate standarde de la zero. Tot cele 4 instituții de care am pomenit vor fi beneficiare ale instrumentului CAF de autoevaluare despre care povestea colegul nostru de la Consiliul Județean. De asemenea, vom avea niște cursuri de perfecționare pentru angajații ai primăriei și direcțiilor, cursuri în care vor fi instruiți despre controlul managerial intern. Un alt instrument prin care se aduce o îmbunătățire majoră serviciilor acordate cetățenilor. De asemenea, vom avea pentru aleșii locali un schimb de experiență într-o instituție în care se utilizează acest instrument de autoevaluare și niște mici dotări, respectiv câteva laptopuri și o multifuncțională cu care se vor implementa aceste instrumente. Detalii, dacă mai doriți, putem să vă mai oferim referitor la sume. Valoarea totală a proiectului este de 418.000 de lei, valoarea neeligibilă 410.000 de lei și, în esență, va fi un proiect pe care în 16 luni îl vom finaliza și vă vom prezenta rezultatele la final. De cine e finanțat? Este de, prin programul operațional Capacitate Administrativă. Guvernamental.
sunt fonduri, Fondul Social European. Și 2% finanțăm, cofinanțăm noi din bugetul local.